ce stadiu sunt discuțiile din coaliție privind implementarea certificatului verde? Ori care sunt șansele ca acesta să fie adoptat și mai ales în ce formă? O altă întrebare foarte bună. În momentul de față, adoptarea acestui certificat este oarecum blocată. Profesorul Rafila, ministrul sănătății totodată, a venit cu o variantă de adoptare a certificatului verde, în care acesta ar fi trebuit implementat în momentul în care numărul de cazuri creștea foarte mult. Nu a fost găsită o soluție de compromis, nu avem încă o soluție finală și, prin urmare, nu vă pot da mai multe detalii pe această temă. Dar acum suntem în timp val 5, chiar ministrul sănătății, domnul Alexandru Rafila, a spus-o. Nu e cumva cam târziu pentru implementarea unui certificat verde? La ora actuală nu este târziu. Repet, în forma propusă de dumnealui, certificatul verde ar fi implementat în perioada în care avem o creștere semnificativă a numărului de cazuri, cum am avut anul trecut, în luna septembrie, octombrie, noiembrie. În momentul de față nu avem o presiune așa mare cu numărul de cazuri. Ceea ce vreau să menționez este faptul că, indiferent de adoptare sau nu, orice om, chiar vaccinat și cu doza booster, se poate infecta. Nu ne scapă de infecție. Trebuie să lămurim foarte bine aceste lucruri. Ceea ce ne ajută vaccinarea, inclusiv doza a treia booster, este de a nu evolua către o formă severă sau chiar către deces. Ceea ce vreau să vă mai spun și despre acest certificat, iarăși trebuie să vedem sub ce formă îl implementăm și unde. Eu cred că nu este posibil în acest moment, în care știți bine că am avut o presiune destul de mare pe sistemul de sănătate, să obligăm sau să-l introducem în acest domeniu, în domeniul sănătății, că aici era vorba să fie aplicat, aici era presiunea cea mai mare, întrucât după ce că noi nu avem personal suficient, personalul existent este și așa epuizat, sufocat, să ne trezim cu un val de demisii, nu cred că este o soluție. Noi trebuie să venim în ajutorul oamenilor și nu să lucrăm împotriva lor. Pentru asta suntem, părerea mea, puși în Parlament, trimiși în Parlament, puși în funcții în cadrul guvernului. Deci noi nu trebuie să facem din om un adversar, ci un aliat. Trebuie să venim în apărarea lor, în sprijinul lor și să-i ajutăm. Să venim cu măsuri care să-i ajute, nu să li facă să-și dea demisia, să plece din posturile deținute. Din punctul meu de vedere, ar fi dramatic să implementăm sau să fi implementat certificatul verde în forma inițială.